Federația franceză de fotbal le-a interzis jucătorilor să țină Ramadanul. Postul musulman, care a început pe data de 10 martie și se va încheia pe 9 aprilie, le este interzis jucătorilor convocați la selecționatele franceze de fotbal. La echipele de cup, fiecare este liber să decide cum dorește. În timpul ramadanului, credincioșii postez de la răsărit până la apus și se roagă de mai multe ori pe zi. Ramadanul este unul dintre cei cinci piloni ai islamului. Decizia luată de federație a produs chiar tensiuni pe alocuri în rândul unor jucători musulmani.